Can I tell you a little story from Africa? Pot să vă spun o întâmplare scurtă din Africa? Wave your hand. Ridicați mâna. Okay. Vreau să vă spun o întâmplare scurtă din Africa. You see, I don't preach at my congregation. I always preach with my congregation. Vedeți, eu nu predic adunării mele, ci predic cu adunarea mea. Hallelujah. Hallelujah. Now, in Africa, millions of people love me. În Africa, milioane de oameni mă iubesc. As I love them. Exact așa cum eu iubesc pe ei. But there are some people there that hate me. Însă în Africa sunt câțiva oameni care mă urăsc. Shall I tell you who those are? Vreți să vă spun cine mă urăște pe mine în Africa? Those people who hate me there are the witch doctors, the sorcerers. Cei ce mă urăsc pe mine cel mai mult în Africa sunt vrăjitorii. And you know why they hate me? Știți de ce mă urăsc vrăjitorii? They say when Bonky comes to town, our business goes bankrupt. Când vine Bonky în orașul nostru, afacerea noastră dă faliment. Amen. Amin. Hey. Aleluia. I like that. Îmi place așa de mult. So on one occasion, odată, four sorcerers came to my meeting. Patru vrăjitori au venit la mine. They said today we will curse Bonke when he preaches. Astăzi mergem unde predică Bonke și îl blestemăm. When he stands there with a microphone, we will hurl up the evil spirits and throw them against him and he will be paralyzed. Când va predica, vom ridica duhurile spurcate și le vom arunca pe el și Bonke va fi paralizat. The meeting had started. A început întrunirea. I was sitting on my chair right there. Ședeam pe scaun chiar acolo. I didn't smell any devil. N-am mirosit diavol, niciun diavol, n-am avut miros de diavol pe lângă mine. No, I couldn't smell a devil. Nu puteam să miros un diavol prezent acolo. But while I was sitting there, și în timp ce stăteam acolo, I felt the anointing of the Holy Spirit all over me. Am simțit ungerea Duhului Sfânt peste toată ființa mea. Aleluia! And then they said, now evangelist Reinhard Bonke is going to preach. Și cineva m-a anunțat și a zis, evanghelistul Reinhard Bonke va predica. I took the microphone. Am luat microfonul. And as I normally do. Așa cum fac de obicei. I started off by saying hallelujah. Și am început să zic tuturor. Low-key, hallelujah. Am început să spun hallelujah, hallelujah. Now that little hallelujah was enough. Vreau să vă spun că a fost de ajuns să rostesc cuvântul hallelujah. And the power of the four sorcerers broke. Și puterea celor patru vrăjitori s-a dus, s-a rupt. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. They came together and they said, "Hoo-hoo-hoo, Bonke is too powerful. We can never curse him." Cei patru vrăjitori au venit împreună și pe urmă au plecat și au zis, "E prea puternic Bonke să ne atingem de el, să-i facem rău." They said, "We must get support from the biggest sorcerer in the whole world." Noi neapărat trebuie să mergem după ajutorul celui mai mare vrăjitor din lume. This is what I was told. Aceasta mi s-a spus după aceea. Okay. Bine. They phoned all the way to America. Au zburat până în America. To the biggest sorcerer. La cel mai înalt, cel mai mare vrăjitor. And said, "We will pay you a first class air ticket. Come to Africa to curse Bonke." Vino până în Africa să-l blastem pe Bonke și îți cumpărăm bilet la avion la clasa întâi. Now, you don't need to wait for any longer. I have to tell you already now that was a first class mistake. Vreau să vă spun și nu trebuie să mai așteptați. Ceea ce au făcut ei, au făcut o greșeală de clasa întâia. Hallelujah. Amen. Amin. Now listen to this. Ascultați cu atenție, vă listen rog. To this. Ascultați cu atenție. I was at another crusade. Am ajuns la altă cruciadă evanghelică.
hundreds of thousands of people. Sute de mii de oameni prezenți. And there was that sorceress from America. Iată că a venit vrăjitorul acela acolo. Two warlords on the left and two on the right. All five. Cinci erau de altfel, ăsta mare la mijloc și cele patru ajutoare, doi și doi pe stânga și ready pe dreapta. To paralyze Bonke. Gata să-l paralizeze pe Bonke. I was sitting there on my chair. Ședeam acolo pe scaunul meu. Din nou miroseam? I didn't smell any devil. Și n-am mirosit nici o putoare de drac. But I felt the anointing of the Holy Spirit. Dimpotrivă, am simțit ungerea. Aleluia! Curgând peste corpul meu. Aleluia! Then I got the microphone. I stood up and I said. Și atunci am primit microfonul și am zis. Very low key, very low key. Foarte încet, murmurând ușor. Aleluia. 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 The moment I said that. În momentul când am rostit aleluia. That sorceress, the biggest in the world, got an asthma attack. Vrăjitoarea aceasta care era cea mai mare din lume a avut pe loc un atac de astmă. And she began to wheeze. Și a început, n-a mai putut să respire. De-abia își trăgea aerul. Get me out, I'm dying. Gata, gata, să moară, să-și dea sufletul. They carried her out. Ei au dus-o pe sus afară. I nearly went down to pray for her because you know we happen to pray for the sick. Și ar fi vrut să ne rugăm unii pentru ea, pentru că știau că noi ne rugăm pentru cei bolnavi. Now. Acum. You ask Bonke, how do you know the story? Cum știi întâmplarea aceasta? Cum știi ce s-a întâmplat, frate Bonke? Thank you for asking because this is exactly what I wanted to tell you. Vă rog să primiți mulțumirea mea, mi-a spus întrebarea, vreau să vă răspund. One of those four sorcerers came back. Unul dintre cei patru vrăjitori a venit înapoi. He stood in front of me. A stat în fața mea. Shaking. Începând să tremure. Like a leaf in the wind. Îi tremurau pantaloni în vânt. And he said to me. Și mi-a zis. Bonke. Today I have seen that your Jesus is more powerful than my Lucifer. Astăzi am văzut că Iisus al tău e mai tare decât Lucifer al meu. Aleluia! Shout hallelujah! Do something! Aleluia! Therefore God has highly exalted him and given him a name above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Dumnezeu i-a dat un nume, Domnului Iisus Hristos, nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se închine orice genunchi care este în cer, pe pământ și sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Aleluia! Osana, mărire! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia to the Lamb of God. Aleluia mielului lui Dumnezeu. This man said to me. Omul acesta mi-a zis. Bonke, I want your Jesus. Bonke, vreau pe Iisus al tău. My latest information is. Ultima mea informație despre el este. That man today is an evangelist. Că astăzi vrăjitorul acela este un evanghelist pentru Domnul Iisus. Are you happy? Sunteți bucuroși? Aleluia! Aleluia! There is power in the blood of Jesus. Există putere în sângele Domnului Isus. To wash away your sins. Ca să spele păcatele voastre. To protect you from all evil spirits. Ca să vă protejeze de orice influență satanică negativă. And to empower you. Și să vă împuternicească pe voi. To be an effective witness for Jesus. Oh, acesta este Domnul nostru, Domnul Iisus Hristos, mărire Lui. Say amen. Cu toții spuneți amin. Say amen. Aleluia.
There is power, wonder-working power in the blood of Jesus. În sângele Domnului Iisus există putere, putere care lucrează minuni. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Ascultați. Listen. Ascultați. In Africa, a young man came to me. În Africa, un tânăr a venit la mine. He said to me, I want to get saved, but I can't get saved. Aș vrea să fiu mântuit, dar nu pot să fiu mântuit. I said, why can't you get saved? De ce nu pot să fiu mântuit, l-am întrebat. He said, it's useless. Useless. N-are niciun rost, n-are niciun scop mântuirea. I said, what do you mean? Ce vrei să spui? He said, my parents are sorcerers, my grandparents are sorcerers. When I get saved and get home, I'm among all the sorcerers. My salvation will not last. Vreau să spun că părinții mei sunt vrăjitori, bunicii mei sunt vrăjitori și dacă sunt mântuit și mă întorc acasă, n-o să pot să păstrez mântuirea între vrăjitori. I said to him, young man, let me ask you a question. I-am zis, tinere, vreau să-ți pun o întrebare. Can a man live on the moon? Poate vreun om să trăiască pe lună? He didn't know what to say. Și n-a știut ce să-mi răspundă. So I answered for him. Și i-am dat răspunsul. I said the answer is both, yes and no. Am vrut să spun, tinere, că răspunsul e amândouă, și da, și nu. If you go to the moon the way you are, you will die. Dacă mergi pe lună exact așa cum ești, o să mori. But dar if you go to the moon with a space suit. Dar dacă mergi pe lună cu un costum, cu o îmbrăcăminte spațială, a replica of Earth's atmosphere. Replica sau asemănarea atmosferei pământești va fi în jurul tău. You can very well live on the moon. Și foarte bine poți să trăiești pe lună. I said, young man, if you receive Jesus as your savior. Tinere, dacă ai să-l primești pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, the blood of Jesus will wrap itself around you. Sângele Domnului Iisus te înfășoară, te înconjoară. And the Holy Spirit will wrap himself around you. Duhul lui Dumnezeu te va înfășura. And no matter where you go, you will succeed. Unde mergi, vei avea succes. No weapon formed against you shall prosper. Nu există armă care să fie să aibă succes împotriva ta. Even if you are in hell, if you are in that space suit, chiar dacă ești în iad, însă ești îmbrăcat în costumul acesta spațial sfânt, you will breathe heaven's air. Vei respira aer ceresc. Hallelujah. Hallelujah. Jesus will never send you without any protection. Domnul Iisus nu te trimite nicăieri niciodată fără să fii protejat de sângele Lui. The blood of Jesus is your protection. Sângele Domnului Iisus este protecția dumneavoastră. The Holy Spirit is your oxygen. Duhul Sfânt este oxigenul vostru. Hallelujah. 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 Amen. Amin. One more thing and then I'm done. Încă un lucru și am terminat. Have a look at my watch. Uitați-vă la ceasul meu. This is my watch. Acesta e ceasul meu. It's not an expensive watch. Nu-i scump. But it keeps time very well. Însă mi-arată ora exactă. But I like my watch. Îmi place ceasul meu. You know why? Știți de ce? Because I paid for it with my money. Pentru că eu am plătit cu banii mei proprii pentru ceasul meu. This is my property. Aceasta e proprietatea mea. I don't want anybody to steal my watch. Nu vreau ca cineva să-mi fure ceasul. And that's why I watch my watch. Și așa veghez asupra ceasului meu. Say amen. Ziceți amin. Now listen. Ascultați acum. If I look after my property. Dacă eu sunt atent și veghez asupra proprietății mele. And you look after your property. Și dumneavoastră sunteți atenți la lucrurile pe care le aveți, la proprietățile dumneavoastră. I have good news for you. Am veste bună pentru dumneavoastră. Jesus looks after his property. Domnul Iisus Hristos se îngrijește de proprietatea lui.
He will not allow the devil to steal you. Nu va îngădui diavolului să vă fure. You are protected in the palm of his hand, the Bible says. Voi sunteți protejați în palma mielului lui Dumnezeu. Hallelujah. 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 Safe in the arms of Jesus. În brațele Domnului Iisus întotdeauna suntem în siguranță. Safe at his gentle breast. În siguranță la picioarele lui. Hallelujah. Hallelujah. Everybody close their eyes. Vă rog cu toții să închideți ochii. In the holy presence of God. Noi suntem aici în prezența sfântă a lui Dumnezeu. My question to you is now this. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: if you need to be washed from sin. Dacă îți dai seama că tu trebuie să fii spălat de păcatele tale. By the precious blood of Jesus. Prin sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. If sin is in your life. Dacă există păcat în viața ta. And you want Jesus to wash you with this precious blood. Și vrei ca Domnul Iisus Hristos să te spele în sângele Său cel prețios. Then it would be my greatest honor to pray for you. E pentru mine cea mai înaltă cinste, onoare să mă rog pentru dumneavoastră. If you want Jesus to wash you from sin, save you from the power of the devil. Dacă vrei ca Domnul Iisus Hristos să te spele de păcate și să te mântuiască de sub puterea și autoritatea diavolului. And you want me to pray with you the prayer of salvation. Și vrei să mă rog cu tine rugăciunea aceasta de mântuire. Then just lift your hand now ridică and wave mâna it at și me fă-mi un that semn. I can see. Ridică mâna și fă-mi un semn. Wave your hand. Vă rog frumos, faceți semn cu mâna. If you want Jesus to save you, dacă vrei ca Domnul Iisus Hristos să te mântuiască. I'm looking this side. I'm looking this side. Și dumneavoastră în partea stângă. Let Jesus see your hand. Come on, let Jesus see. Lăsați-l pe Domnul Iisus să vă vadă mâna dumneavoastră. I see so many hands. Văd așa de multe mâini. I want to pray with you now. Și acum urmează să mă rog pentru dumneavoastră. I'm asking all of you who want to be saved. Și vă rog, toți cei dintre dumneavoastră care vreți să fiți mântuiți. And you want me to pray with you the prayer of salvation. Și vreți să mă rog împreună cu dumneavoastră rugăciunea de mântuire, rugăciunea păcătosului de mântuire. I want you to stand up and come forward to this side of the platform and that side of the platform. Aș vrea să vă rog să vă ridicați și dacă binevoiți să veniți pe partea stângă a platformei sau pe partea dreaptă a platformei. And I am going to pray with you right here. Chiar aici eu mă voi ruga cu dumneavoastră. Aleluia. 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 Come to Jesus. Veniți, come, I wait for you. Veniți la Domnul Iisus Hristos, vă aștept. Come. Veniți. Don't be shy. Come now. Hristos, vă aștept. Aleluia. Hallelujah. 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 Jesus. Veniți la Domnul Iisus. Come to Jesus. Veniți la Domnul Iisus. Come to Jesus. Haideți. Veniți la Domnul Iisus. God bless you all. Come to Jesus. Veniți la Domnul Iisus. Jesus. Hallelujah.
They're still coming. They are still coming. Veniți, veniți la Domnul Iisus. Thank you. Mulțumim. Just keep coming. You are so welcome. Toți cei ce doriți să vă predați Domnului Iisus, vă invităm să veniți. This is the most holy moment here tonight. Acesta este cel mai sfânt moment din seara aceasta. I want to say welcome to you in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, bine ați venit la Domnul Iisus. The blood of Jesus is going to be applied to your life right now. Sângele Domnului Iisus va fi pus pe viața voastră chiar acum. And it's not just a religious experience. No. It's a new life. Vreau să înțelegeți că nu e vorba despre o experiență religioasă nouă, nu, ci este vorba de o viață nouă, de o trăire nouă. Right now you're going to receive eternal life through Jesus Christ our Lord. Viață veșnică în numele Domnului Iisus, prin Domnul Iisus. Amen. Amin. Amen. Amin. Okay, look at me. I need your attention. Priviți-mă, vă rog, am nevoie de atenția dumneavoastră. I now want to lead you in this prayer of salvation. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră în rugăciunea mântuirii. What you do now, what I did many years ago. I stood just like you, receiving Jesus as my savior. Today is your great day. Ce faceți dumneavoastră acum? Am făcut eu cu mulți ani în urmă, când am stat în picioare și l-am primit pe Domnul Iisus. Astăzi voi îl primiți pe Domnul Iisus ca și mine. Astăzi e ziua cea măreață a voastră. This is not a complicated thing. Lucrul acesta nu e un lucru complicat. The Bible says, whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Biblia zice, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. We will now call upon the name of the Lord Jesus. Acum chemăm numele Domnului Iisus Hristos. And then Jesus will keep his word and you will be saved. Știm că Domnul Iisus își ține cuvântul și dumneavoastră veți fi mântuiți. No doubt. Fără îndoială. I believe it. Cred. It happened to me. It will happen to you. Ceea ce se întâmplă, ce vi se întâmplă dumneavoastră. I want you, when you repeat this prayer after me in a moment. Vă rog într-un moment să repetați după mine rugăciunea. I want you to involve your whole heart. Implicați-vă în rugăciune întreagă inima. God does not really look on your lips, he looks on your heart. Dumnezeu nu se uită la buzele dumneavoastră, ci se uită la inima dumneavoastră. Just cry to him from the bottom of your heart when you repeat these words. Strigați, plângeți înaintea lui din adâncul inimii dumneavoastră în timp ce ne rugăm. I'm asking all of God's people to stand, please. Vă rog, cei de la tribună, cu toți să vă ridicați în picioare. Because this is a most holy moment. Pentru că acesta este cel mai sfânt moment. And și I'm asking all of you here to also repeat this prayer in support of those who pray it here in front. Vă rog toți cei prezenți de la tribună să rostiți împreună cu mine rugăciunea aceasta de mântuire care suportă rugăciunea preaiubiților noștri care se predau Domnului. Please close your eyes and lift your hands to heaven. Vă rog să închideți ochii și să vă ridicați mâinile spre cer. And repeat this prayer after my interpreter. Și să repetați rugăciunea după traducătorul meu. Say, dear Lord Jesus Christ. Scumpe Doamne Iisuse, scumpe Doamne Iisuse. I confess my sins to you. Ție îmi mărturisesc păcatele. Ție îmi mărturisesc păcatele. I need cleansing from sin. Am nevoie de curățire de păcate. Am nevoie de curățire de păcate. I heard your word. Am auzit cuvântul tău. Am auzit cuvântul tău. I believe your word. Eu cred cuvântul tău. Eu cred cuvântul tău. I call upon your name. Și chem numele tău.
și chem numele Tău. Jesus Christ! Doamne Iisuse Hristoase! Doamne Iisuse Hristoase! Son of God! Fiul lui Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu! Save me now! Mântuiește-mă acum! Mântuiește-mă acum! Wash me from all my sins! Spală-mă de toate păcatele mele! Spală-mă de toate păcatele mele! Come into my heart, Lord Jesus! Vino în inima mea, Doamne Iisuse! Vino în inima mea, Doamne Iisuse! I put my faith alone in you! Eu îmi pun credința mea în tine singurul! Eu îmi pun credința mea în tine singurul! I believe with my heart! Eu cred din toată inima mea! Din toată inima mea! What I now speak with my mouth! Ceea ce rostesc acum cu gura! Ceea ce rostesc acum cu gura. Jesus is now my savior. Iisus este mântuitorul meu. Iisus este mântuitorul meu. I am totally washed from all my sins. Eu sunt spălat în întregime de toate păcatele mele. Eu sunt spălat în întregime de toate păcatele mele. With the precious blood of Jesus. Cu sângele prețios al Domnului Iisus. Cu sângele prețios al Domnului Iisus. And now, Lord Jesus. Și acum, Doamne Iisuse. Și acum, Doamne Iisuse. Mark me with your precious blood. Însemnează-mă cu sângele Tău cel prețios. Însemnează-mă cu sângele Tău cel prețios. Mark my ear, my hand, my foot. Marchează-mi urechea, marchează-mi mâna și piciorul. Marchează-mi urechea, mâna și piciorul. I am safe and secure in your almighty hands. În mâinile Tale atotputernice, eu sunt în siguranță. În mâinile Tale atotputernice, eu sunt în siguranță. I believe it. Eu cred. Eu cred. I receive it. Eu primesc. Eu primesc. In the precious name of Jesus. În numele prețios al Domnului Iisus. În numele prețios al Domnului Iisus. Amen. Amin. Amin. And amen. Hallelujah. And amen. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. I want everyone to lift their hands. I'm going to bless you. Vă rog toți să vă ridicați mâinile. Vreau să rostesc binecuvântarea peste dumneavoastră. Lord, I want to thank you that every curse is now broken. Doamne, in the name of Jesus. Că orice blestem este nimicit în numele Domnului Iisus. Every curse is broken in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, fiecare blestem este zdrobit. No evil spirit can touch you in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, niciun duh străin nu se poate atinge de dumneavoastră. I break every chain in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, rup orice cătușă. I break every evil habit in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus, zdrobesc orice obicei străin, murdar. Every addiction, every compulsion is now broken in the name of Jesus. Și orice dependență de ceea ce este rău, zdrobesc în numele Domnului Iisus.
And now I put the blessing of Jesus on your head and on your home and on your family. I bless you in the name of Jesus. Proclam binecuvântarea cerească peste fiecare dintre dumneavoastră de aici și asupra familiilor dumneavoastră, binecuvântare în numele Domnului Iisus. The Holy Spirit is here and he is touching everybody. Și se atinge de noi, prea iubiților. The Holy Spirit is touching you. Duhul Sfânt se atinge de noi. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you, I bless you. I bless you in the name of Jesus. I bless you. I bless you, I bless you, I bless you in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Shout hallelujah. Strigați aleluia. Amen. Hallelujah. All of you who have come forward to receive Jesus into their hearts and lives. Toți cei dintre dumneavoastră care ați venit în fața aici ca să-l primiți pe Domnul Iisus în inima dumneavoastră. I have a personal gift from myself for you. Pentru dumneavoastră am un dar personal pentru fiecare dintre dumneavoastră, un cadou. This book is going to be my gift to you. Cărticica aceasta este cadoul meu pentru dumneavoastră. It's called Now That You Are Saved. Este intitulată Acum că ești mântuit. It will explain to you exactly what has happened now and the next steps you need to take. Vă va explica încă o dată în detaliu ce s-a întâmplat cu dumneavoastră în seara aceasta și de asemenea vă va arăta treptele pe care urmează să le urcați. Now the first part of this meeting, only the first part is now finished. Deci prima parte a întrunirii noastre din seara aceasta a luat sfârșit. In 5 minutes I will come back and I'm going to pray for the sick and the power of God is going to shake this place. Vreau să înțelegeți că peste 5 minute mă întorc înapoi să mă rog pentru cei bolnavi și puterea lui Dumnezeu va cutremura locul acesta. Yeah.
Are you all ready? Sunteți gata? Amen. Amin. Praise God. Praise God. Proslăvit să fie Dumnezeu. I understand here are some who want to receive the baptism into the Holy Spirit. Am înțeles că sunt printre dumneavoastră unii care ar dori să fie botezați cu Duhul Sfânt. How many of you want that fire? Câți dintre voi vreți focul botezului cu Duhul Sfânt? The Holy Spirit. Then lift your hand. I want to pray for you first. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. În vreme ce era un odaie de sus, a venit ca vâjuit un vânt puternic. They were all filled with the Holy Spirit. Peste fiecare dintre ei și ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Now, this gift you do not get from a preacher and you do not get from Bonke. Vreau să înțelegeți că darul Duhului Sfânt nu-l primiți de la Bonke și nici de la predicator. Jesus alone is the giver of this gift. Singur Duhul, Domnul Iisus, dă darul Duhului Sfânt. In Matthew 3:11, John the Baptist said, He, Jesus, is the baptizer into the Holy Spirit and fire. În Matei 3:11, Ioan Botezătorul a zis, El, adică Domnul Iisus Hristos, vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. It's not a complicated thing. You receive a gift. It's not earned. It is a gift. And a gift is not earned. Nu e un lucru complicat atunci când primești un cadou. Nu e ceva ce ai câștigat tu, pentru că cadoul îl primești pe gratis. Nu l-ai câștigat. All of you who want to receive this wonderful gift from heaven, toți, that fire of the Holy Spirit, lift your hands. We are going to worship Jesus just for a few moments, and after that I will pray for the sick. Cei ce doriți botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu focul divin, vă rog să ridicați o mână sus și după momentele rugăciunii vom trece la cei bolnavi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I want you to raise your voices. Ridicați-vă vocile. And worship Jesus. Și închinați-vă, lăudați-l pe Domnul Iisus. And just let Jesus hear your voice, please. Oh, Domnul Iisus să vă audă vocile dumneavoastră, ale tuturora, glasurile voastre. Hallelujah. Lord Jesus, I thank you that your word is true. Doamne Iisus, îți mulțumesc că cuvântul tău este adevărat. You are the baptizer into the Holy Spirit and fire. Tu ești botezătorul cu Duhul Sfânt și cu foc. You have put this deep longing into so many hearts here. Tu ești acela care a rânduit ca prea iubiții noștri așa de mult să vină aici să se rugă ție. I pray that each and every one may now receive that gift from you. Și mă rog, Tată, ca prin Domnul Iisus fiecare dintre aceștia prezenți, doritori, să primească darul Duhului Sfânt de la tine. Receive the baptism into the Holy Spirit now. Primiți botezul cu Duhul Sfânt acum. Now. Acuma. Now. Acuma. Now. Acuma. Sharabakasi korababobosariantalalabasa. Oshiana labasi. Lord, I pray from the bottom of my heart. Hallelujah. Let that river of fire flow through the stadium now. Fluvia cera de foc să curgă printre noi. Receive the fire of the Holy Spirit. Focul Duhului Sfânt. In Jesus' name. În numele Domnului Isus. In Jesus' name. În numele Domnului Isus. In Jesus' name. În numele Domnului Isus. Amen. Hallelujah. I wish I had much more time, but I want now to pray for the sick. Preoților, normal că aș dori să am mult mai mult timp să mă rog cu dumneavoastră, dar trebuie să ne apropiem de cei bolnavi și I want to ask a question. Put your hands down, please. Vă rog, lăsați mâinile jos. Yesterday we already prayed for the sick. Ieri deja ne-am rugat pentru cei bolnavi. And we saw many wonderful healings take place. Și am văzut multe minuni de vindecare având loc aici. And we heard some wonderful testimonies. Și am auzit câteva mărturii minunate. I want to ask you a question. How many of you received a healing from Jesus yesterday? Wave your hand. Câți dintre voi ați fost vindecați de Domnul Iisus Hristos aseară? If you received a healing from Jesus yesterday, wave your hand. Wave your hand. Dacă ați primit vindecare din partea Domnului, ridicați mâna sus, mișcați-vă mâna stânga în dreapta. So many, so many, so many, de mulți, so many, așa de mulți, so many. Așa de mulți, așa oh, de hallelujah! Hallelujah! I pray that everybody else will be healed tonight. Mă rog ca toți cei ce așteaptă vindecarea să o primească în seara aceasta. Hallelujah! Hallelujah! That is not impossible. Nu e un lucru imposibil, nu e cu neputință, preoți. It is possible. E cu putință. All things are possible with God. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu.
Those of you who received the evidence of your healing already yesterday. Cei dintre dumneavoastră care ați primit evidența vindecării aseară. And you have not yet given your testimony. Și încă n-ați venit aici pe platformă să mărturisiți vindecarea. I am asking you to come forward already now, even while I speak. Vă rog, în timp ce vorbesc, să veniți aici la platformă, cei ce ați fost vindecați aseară. I want you to come forward right here to this side, right here. Vă rog să veniți chiar aici la colțul platformei. We are going to save some time afterwards. Și avem de spus ceva după aceea. Don't be shy, give the glory to God. Oh, să nu vă fie rușine, dați toată slava lui Dumnezeu. Amen. Amin. Did you understand what I said? Înțelegeți ce am zis? Wave your hand if you understood. Dacă ați înțeles, mișcați-vă, vă rog, mâna. Those of you who have the evidence of their healing, the evidence. Cei dintre dumneavoastră care aveți cu dumneavoastră dovada, evidența vindecării, veniți aici, vă rog. Please come to this side. Vă rog să veniți la partea mea stângă. Please come to this side. Veniți în stânga mea. Amen. Amin. I'm not going to preach again. Nu mai este timp ca but să I must predic, read a scripture. Dar totuși trebuie să citesc Sfânta Scriptură. I must read a scripture. Trebuie să citesc un text. Isaiah 53. În Isaia, capitolul 53. It's one of my favorites. Este textul favorit al meu în Sfânta Scriptură. Verses 4 and 5. Versetul 4 și versetul 5. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. But he was wounded for our transgressions. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. He was bruised for our iniquities. Zdrobit pentru fărădelegile noastre. The chastisement for our peace was upon him. Pedeapsa care dă pacea a căzut peste el. And by his stripes we are healed. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Please listen to me. Please listen to me. Vă rog să mă ascultați. The prophet said, surely. Cu siguranță. Surely. Verse 4. Versetul 4 zice, totuși. Surely. Cu siguranță, într-adevăr. By his stripes we are healed. Prin rănile lui suntem vindecați. Surely. Cu siguranță. He didn't say maybe. N-a zis probabil. He didn't say possibly. N-a zis există posibilitate. He said surely. El a zis cu siguranță. What does surely mean? Ce înseamnă într-adevăr? Surely means for absolutely sure. Cu siguranță înseamnă adevărat, cu siguranță într-adevăr. This is where faith comes in. Aici vine credința la lucru. Absolutely sure. Cu siguranță, în mod absolut. By his stripes you are healed tonight. Prin rănile lui sunteți vindecați în seara aceasta. Bonke is not the healer. Bonke nu-i vindecătorul. Jesus is the healer. Domnul Iisus e vindecătorul. When I stand here and pray. Când stau aici și mă rog. When I stand here and pray. Când stau aici și mă rog. Jesus comes to you personally. Domnul Iisus vine la dumneavoastră personal. If you are on the first row. Dacă ești pe primul rând. Or the last row. Sau pe ultimul rând. It doesn't matter. N-are nicio importanță. By his stripes surely, prin surely, surely. Lui, cu siguranță ești vindecat. You are healed. Tu ești vindecat. You must accept that. Trebuie să accepți. And expect that. Și să te aștept să se întâmple. And you will see that. Și vei vedea. It is reality. Se e realitate. Say amen. Ziceți amin. Say amen. Amin, ziceți. Tonight I will also pray for women who have got womb trouble. Vreau să mă rog pentru femeile care au dureri de burtă. Barrenness will be turned into fruitfulness in the name of Jesus. Și femeile sterpe vor primi binecuvântarea, vor primi copii.
The Lord shall wipe away your tears. He will make you glad. Domnul Iisus Hristos este cel ce vă șterge lacrima și vă va face fericită. In a year from now, you will have a miracle in your arms. Înțelegeți că de astăzi într-un an veți avea o minune în brațe. Hallelujah. Hallelujah. Jesus will bless your marriage with children. Domnul Iisus va binecuvânta căsătoria voastră cu copii. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A couple came to me once. Odată a venit la mine un soț și o soție. They said we have been to 7 specialists. Am mers la 7 doctori specialiști, au zis. And they all gave us the same diagnosis. Și toți cei 7 ne-au dat același diagnostic. We can never have children. Noi nu putem avea copii niciodată. My wife cannot conceive, he said. Soția mea, zicea soțul, nu poate să zămislească. 7 specialists said 7 times impossible. 7 specialiști de 7 ori au zis imposibil. I said to them, do you believe? Eu i-am întrebat, credeți însă? The wife said, yes, I do. Soția a zis, da, eu cred. The husband said, yes, I do. Soțul a zis, da, eu cred. I laid my hands on them. Am pus mâinile pe ei. I prayed for them. Și m-am rugat pentru ei. I could feel the power of God. Am putut să simt acolo prezența lui Dumnezeu. I said to them, și le-am zis, in a year from now, you're going to have a baby. De astăzi, într-un an, veți avea un copilaș. I said, here is my telephone number. Iată, aici este cartea mea de vizită cu numărul meu de telefon. When the baby comes, give me a call. Când se naște copilașul, dați-mi un telefon. A year later, my telephone was ringing. Și după un an, mi-a sunat telefonul. The mother of that young lady was on the line. Mama sorei care a venit la mine era pe linie, era la telefon. She said to me, Reverend Bonke. Și ea mi-a zis, frate Bonke. Last year you predicted that my daughter would have a baby. Anul trecut ai prorocit zicând că fata mea, cea căsătorită, va avea un bebeluș. She said your prediction was wrong. Prorocia ta a fost greșită. Today she gave birth to triplets. Astăzi a născut triplets, 3 copii, 3 gemeni. Triplets. 3 gemeni. Jesus knows how to shrink time. Domnul Iisus știe cum să compreseze timpul. He will bless you. He will load you with blessing. El vă va încărca pe dumneavoastră cu binecuvântări. But Jesus will turn barrenness into fruitfulness and infertility into fertility in Domnul the name of Jesus. Domnul va schimba infertilitatea în fertilitate și veți avea copilași. Say amen. Ziceți amin. Now, acum, I will start praying in a minute. În câteva momente încep să mă rog. And as I call out sicknesses and say, be healed in the name of Jesus. I want everybody to shout a big amen because you agree before the throne of God. Pentru că dumneavoastră sunteți de acord cu mine când numesc boala respectivă și zic, fii vindecat în numele Domnului Iisus, aștept de la dumneavoastră un puternic amin. Amen! Amin! Hallelujah! 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 Have faith. Without faith you cannot receive anything from God. Să aveți credință, pentru că fără de credință nu puteți primi nimic de la Domnul. Put your trust in Jesus. Încredeți-vă în Domnul Iisus. Expect something to happen. Așteptați să se întâmple ceva. Let's do it this way. Haideți să începem. If you've got eye problem, put your hands over your eyes. Cei ce aveți probleme cu ochii, puneți-vă mâna peste ochi. If you have one blind eye, put that hand over that one blind eye. Dacă ai un ochi cu care nu vezi, puneți mâna peste ochiul cu care nu vezi. If you have two blind eyes, put one hand over the two blind eyes. Puneți mâna peste amândoi ochii dacă nu vezi cu amândoi ochii. And leave your hand there until I tell you to remove it. Și lasă-ți mâna peste ochi până eu îți spun să-ți iei mâna de peste ochi. And when I tell you to remove it. Și când îți spun îndepărtează mâna. Then look to the platform and expect to see Bonke on the platform. Uită-te la platformă și așteaptă-te să-l vezi pe Bonke pe platformă. Say amen. Ziceți amin. Hallelujah. Hallelujah.
People who've got cancer growths or tumors on their body. Cei ce aveți cancer, tumoare în trupul vostru, la gât, de exemplu. In their mouths. În gură. Or wherever. Oriunde. Expect the tumor to disappear. Așteptați ca tumoarea să dispară pe moment. The tumor in the breast. Tumoarea pe care o ai la sân să dispară. That paralyzed right leg is going to receive new life. Pentru că piciorul tău, cel paralizat drept, va primi vindecare și vei putea să-l miști. Jesus is going to walk through this stadium. Domnul Iisus umblă aici pe stadion. Touch the hem of his garment as he passes. Atinge-te de poala hainei lui în timp ce trece înaintea ta. Touch the hem of his garment. Atinge-te de poala hainei Touch sale. Touch the hem of his garment. Atinge-te de poala hainei sale. Touch the hem of his garment. Atinge-te de poala hainei sale. And there will be an issue of power. Și acolo Domnul va lăsa putere din puterea lui să vină în tine. Everybody put one hand on the sick part of your body. Fiecare, cei ce sunteți bolnavi, puneți o mână pe locul care vă doare. Cripples expect to jump out of your wheelchair. Și cei ce sunteți bolnavi și pe cărucioare, așteptați-vă să săriți de pe cărucior. Cripples expect to run without your crutches. Cei ce sunteți handicapați, așteptați-vă să umblați, să fugiți fără cârje, fără cărucior. You will move without your brace. Te vei putea să te miști fără de cârje. Jesus will do mighty things right now. Acum Domnul Iisus va face lucruri minunate. Have you put your faith in Jesus? V-ați pus încrederea în Domnul Iisus? Jesus. În Domnul Iisus. Jesus. În Domnul Iisus. Jesus. În Domnul Iisus. Jesus. În Domnul Iisus. Jesus, Jesus, în Domnul Iisus, Iisus, Iisus. Put one hand on the sick part of your body. Pune mâna pe partea bolnavă a trupului tău. The other hand lift up to heaven. Cealaltă mână ridică-o spre cer. And now close your eyes and worship Jesus for a short moment. Acum închideți ochii și lăudați-l pe Domnul Iisus, măriți-l pe el. Închinați-vă lui, vă rog. Pray to him. Lăudați-l pe Domnul, rugați-vă Domnului. Chemați numele lui, încredeți-vă în el. Tell him. Spuneți-i că îl iubiți. Aleluia, osana veți mări să fie în numele Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Osana, mărire numelui tău. Dumnezeule, the sickest. Heal the sickest în numele Domnului Iisus Hristos. As you saved sinners, I pray that Alleluia, you may mă rog, heal în numele every Domnului sick Iisus person. Hristos, în numele Domnului in Iisus the mighty Hristos. Name of Jesus. În numele Domnului Iisus What Hristos. What is impossible Alleluia. With man that is very well possible Alleluia, with you. Să fie în numele Tău pe vecie, Doamne. And Lord, I exercise your authority in the name Doamne, of Jesus. Exercită-ți autoritatea Ta divină. In the mighty name mă rog, of Jesus. În numele Domnului Iisus Hristos. In the mighty name of în numele minunat al Domnului Iisus Hristos. Worship în numele minunat worship al Domnului Iisus Hristos. Închinați-vă, închinați-vă Domnului. Închinați-vă Domnului. Aleluia, osana, mărire numelui Tău eterno, Doamne. Osana, 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 osana. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. I come against all barrenness of womb in the name of Jesus. Mă ridic împotriva oricărei sterilități din pântec. Every sick womb shall now be healed in the name of Jesus. Orice pântece bolnav să fie vindecat în numele Domnului Iisus. Amin. Every tumor shall vanish from a womb. Orice tumoare să dispară din burtă. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Fallopian tubes shall now unblock in the name of Jesus. Tubul felopian să fie deblocat chiar acum în numele Domnului Iisus. Sick ovaries shall now be healed in the name of ovarii Jesus. Ovarii bolnave, fiți vindecate chiar acum în numele Domnului Iisus.
Infertility shall now turn into fertility. Infertilitate, schimbă-te, transformă-te în fertilitate. I bless your marriage union in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus vă binecuvintez unitatea voastră în căsătorie, în căsnicie. You shall have a stable pregnancy in the name of Jesus. Voi să aveți o graviditate stabilă în numele Domnului Iisus. No miscarriage in the name of Jesus. Să nu se piardă nicio sarcină în numele Domnului Iisus. No divorce in the name of Jesus. Să nu existe divorț în numele Domnului Iisus. I now come against all forms of eye problems. Mă ridic acum împotriva oricărei boli de ochi. Blind eyes open in the name of Jesus. Ochi, deschideți-vă în numele Domnului Iisus. Be healed from every eye disease, even the mysterious one, in the name of Jesus. Fii vindecat de orice boală de ochi, chiar și una misterioasă, în numele Domnului Iisus. Deaf ears open in the name of Jesus. Urechi surde, deschideți-vă în numele Domnului Iisus. The mouth speak in the name of Jesus. Și gura mută vorbește în numele Domnului Iisus. Be healed from all arthritis and rheumatism in the name of Jesus. Fiți vindecați de orice artrită și reumatism în numele Domnului Iisus. Every paralysis shall now disappear in the name of Jesus. Orice fel de paralizie să dispară în numele Domnului Iisus. Get out of your wheelchair in the name of Jesus. Ieși afară, ridică-te de pe cărucior în numele Domnului Iisus. Walk without your crutches and without your brace in the name of Jesus. Lasă cârjele deoparte și umblă în numele Domnului Iisus. Be healed from the effects of stroke in the name of Jesus. Fii vindecat de efectele comoției cerebrale în numele Domnului Iisus. That partial paralysis shall now disappear in the name of Jesus. Orice formă de paralizie să dispară în momentul acesta în numele Domnului Iisus. I come against all cancer. Be healed from cancer in the name of Jesus. Mă ridic împotriva cancerului. Fiți vindecați de orice fel de cancer în numele Domnului Iisus. Be healed from lung cancer. Fiți vindecați de cancer la plămâni. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Be healed from stomach cancer, from prostate cancer. In the name of Jesus. Cancer la stomac, de cancer la prostată. Fiți vindecați în numele Domnului Iisus. Be healed from blood cancer in the name of Jesus. Fiți vindecați de cancer în sânge în numele Domnului Iisus. Be healed from skin cancer in the name of Jesus. Fiți vindecați de cancer în piele în numele Domnului Iisus Hristos. Every cancer disappear in the name of Jesus. Orice fel de cancer să dispară în numele Domnului Iisus. Every tumor shall now disappear. Orice tumoare acum să dispară. Your cancer shall die, but you shall live in the name of Jesus. Cancerul vostru va muri, iar dumneavoastră veți trăi în numele Domnului Iisus. Hallelujah. 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 I come against all mental bondage in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus mă ridic împotriva oricărei boli mentale. I break
all mental bondage in the name of Jesus. Orice robie mentală o zdrobesc, o rup în numele Domnului Iisus Hristos. Be healed from schizophrenia in the name of Jesus. Fii vindecat de schizofrenie în numele Domnului Iisus. Be healed from depression and anxiety in the name of Jesus. Fii vindecat de depresie și de îngrijorare în numele Domnului Iisus. Fii vindecat de anxietate. I break every chain of mental bondage and every curse of mental bondage in the name of Jesus. Rup orice lanț al bolilor mintale, a oricărei presiuni sau opresiuni mintale, îl zdrobesc în numele Domnului Iisus. Be healed from high blood pressure. In the name of Jesus. Fiți vindecați de hipertensiune în numele Domnului Iisus. I break that pressure, high blood pressure, in Jesus' name. O zdrobesc, rup presiunea aceasta înaltă în sânge în numele Domnului Iisus. Your heart shall be healed. Inima dumneavoastră va fi vindecată. No more heart attacks in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus să nu mai existe atacuri de cord. You shall not die before your time in the name of Jesus. Nu vei muri înaintea timpului tău în numele Domnului Iisus. You shall fulfill your days in the name of Jesus. Tu îți vei împlini zilele rânduite pe pământ în numele Domnului Iisus. Be healed from diabetes in the name of Jesus. Fiți vindecați de diabet în numele Domnului Iisus. Be healed from epilepsy in the name of Jesus. Fiți vindecați de epilepsie în numele Domnului Iisus. Totally free from epilepsy in the name of Jesus. Fiți eliberați totalmente în întregime de epilepsie în numele Domnului Iisus. I come against the cause of all pain. Mă ridic împotriva cauzelor oricărui fel de durere. Be healed from your migraine in the name of Jesus. Fiți vindecați de migrenele la cap, de durerile de cap. Be healed from all back pains, joint pains. Fiți vindecați all pains, muscle pains. De la spate, de la mâini, de la încheieturi. Now in the name of Jesus. Acum în numele Domnului Iisus. Hallelujah. Hallelujah. Be healed from AIDS in the name of Jesus. Fiți vindecați de SIDA în numele Domnului Iisus. Be healed from all sex diseases in the name of Jesus. Fiți vindecați de orice bol sexuale în numele Domnului Iisus. HIV positive turn into HIV negative in the name of Jesus. Cei cu SIDA pozitiv să se schimbe SIDA în negativ, să dispară, cu alte cuvinte, în numele Domnului Iisus. All mysterious diseases that cannot be diagnosed. Jesus has not only the diagnosis, Jesus has the cure. Be healed in Jesus' name. Pentru cei ce sunteți bolnavi cu boli misterioase și nu se găsește diagnosticul, Domnul Iisus are diagnosticul și El este Cel ce vă vindecă. În numele Domnului Iisus. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Be healed from all respiratory diseases. Fiți vindecați de orice boală respiratorie. Be healed from pneumonia. Fiți vindecați de pneumonie. Be healed from asthma. Fiți vindecați de asma. Be healed from bronchitis. Fiți vindecați de bronșită. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Now I come against every spirit of infirmity. Iată, mă ridic împotriva oricărui duh de infirmitate, de slăbiciune. I cast you out in the name of Jesus. Te alung în numele Domnului Iisus Hristos. And I thank you, Lord, that strength and health and power shall flow into everybody present here. Și îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că puterea Duhului Sfânt va curge în fiecare persoană prezentă la stadion.
I pray for all small children in the name of Jesus. Mă rog pentru toți copiii mici. Lord, touch every child right now. Doamne, chiar acum, atinge-le de orice copil de aici. In the name of Jesus. În numele Domnului Isus. In the name of Jesus. În numele Domnului Isus. Lord Jesus, you are the resurrection and the life. Doamne Isuse, Tu ești învierea și viața. And by faith I say, Lazarus, come forth in the name of Jesus. Și prin credință zic, Lazare, vină afară în numele Domnului Isus. Come forth in the name of Jesus. Vină afară în numele Domnului Isus. Come forth in the name of Jesus. Vino, ieși în numele Domnului Isus. And now, Lord, lay your hand on every head. Doamne, puneți mâna ta pe fiecare cap aici. Lay your hand on every head. Puneți mâna ta pe fiecare cap prezent aici. And let now the miracle happen. Și o altă minune să se întâmple. Now it's coming. Iată, vine minunea. Jesus has laid his hand on you. Domnul Iisus și-a pus mâna pe capul tău. His power is flowing through your whole body. Simți cum puterea lui curge prin corpul tău. You are healed. Aleluia, ești vindecat. You are healed. Ești vindecat. You are healed. Ești vindecat. Receive it by faith, surely. Primește vindecarea prin credință. Surely. Cu siguranță e aici Domnul să te vindece. By his stripes you are healed. În rănile lui ești vindecat. Surely. Cu siguranță. Come on, take it by faith. Primește vindecarea prin credință. Jesus is there with you now. Iată, Domnul Iisus e lângă tine. Jesus is there with you now. Domnul Iisus e acolo cu dumneavoastră. Receive the gift of healing now. Primiți darul vindecării acum. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Surely, surely, surely. Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Now lift your hands and thank the Lord for your miracle. Acum vă rog, ridicați-vă mâinile spre cer și mulțumiți Domnului pentru minune. Come on, come on, come on. Haideți, haideți, mulțumiți Domnului. Say thank you to him. Let him hear your voice. Binecuvântați pe Domnul cu voce tare. Let him hear your voice. El e cel ce a făcut minunea. Aleluia, mărire Domnului. He's healing everywhere. El a vindecat peste tot, peste tot. He is healing everywhere. El vindecă acum peste tot. Somebody is getting a new heart right now. În momentul acesta cineva primește din partea Domnului o inimă nouă. You thought you were dying, you just got a new heart right now. Cel ce mureai de boală de inimă, iată Domnul ți-a dat o inimă nouă chiar acum. Somebody paralyzed can now move his arms cineva and his paralizat legs. Poate să-și miște mâinile și picioarele. Life is flowing. Life is flowing into your limbs. În picioarele și în mâinile tale. Jesus is healing everywhere. Domnul Iisus vindecă peste tot. And he keeps healing. He doesn't heal for 3 seconds. He keeps healing. Just keep Vedeți? Trusting. El continuă să vindece. El lucrează. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. How many of you know that Jesus has healed you right now? Câți dintre voi știți că Domnul Iisus va vindeca? If you have the evidence of that healing, the evidence. Aș vrea să vă spun ce aveți dovada, ce aveți evidența că ați fost vindecați. I want you to come forward now to this side because I want to shake your hand. Aș vrea să vii aici pe partea stângă pentru că aș vrea să dau mâna cu dumneata. Those who have received the evidence of their healing yesterday or now, right now. Allow them to come forward here to this side of the platform. Permiteți-le celor ce au evidența vindecării, fie în seara aceasta, fie aseară, să treacă prin dumneavoastră și să vină aici. Vreau să dau mâna cu el sau cu ea. If you had a blind eye, test your blind eye. I believe blind eyes can now see. Cel ce a avut un ochi orb și n-ai putut să vezi, testează, verifică ochiul. Cred că acum poți să vezi. If you came with a sick child, test that sick child. Dacă ai venit cu un copil bolnav, verifică copilul, testează-l, vezi cum e vindecat. Many miracles have happened now because children can easily believe.
Copiii ușor pot să creadă și Domnul îi vindecă și pe ei. I'm asking the singers to sing and I want you to come forward to tell us what Jesus has done. Cântăreții să cânte și veniți cei ce aveți istoria de spus a vindecării. Veniți să ne spuneți istoria vindecării voastre. Only if you have the evidence of your healing. Numai dacă ai cu tine evidența vindecării tale. And if possible, come with a witness. Și dacă e posibil să ai și un martor care te-a văzut sau te cunoaște, știa când erai bolnav. Come right now. Vino chiar acum. Atunci îți cânt mare Listen to this wonderful and powerful testimony. Ascultați mărturia aceasta puternică. I was just told here. Mi s-a spus that this lady had a goiter on her neck. Că ați avut o umflătură? Ganglion. Am avut un ganglion aici care nu-mi dă voie să respir. Yes, she had the swollen ganglion that's called it. She could not breathe. But what happened now? Ce s-a întâmplat acum? Nu mai este și respir. There's no big growth in there and I can breathe freely. Hallelujah! Okay. Lord, I bless her in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Christ, the Son of God. Go in peace in Jesus' name. Du-te în pace în numele Domnului Isus. Come here. And you stand next to your friend. There we go. Now, what was wrong with you? Tell us. Ce s-a întâmplat? Ce problemă ai avut? Spondilită anchilozantă. Boală de reumatism. Spondylosis, which is a type of rheumatism. And how did that hinder you? Cum te-a blocat? Cum te-a supărat? Ce s-a întâmplat? Aici, la coloana vertebrală. The back part was very, very painful. S-au sudat vertebrele. The vertebrae were welded together, so she couldn't bend. Oh, what happened now? Ce s-a întâmplat acum? Acum nu mai am mica și pot să mă plec, pot să ridic mâinile. I can bend now and I can walk freely. You couldn't do that before? Nu puteai să te îndoiești înainte? Nu puteam, numai un pic. I couldn't, just a little bit. How long have you had that condition? De cât timp ai avut condiția aceea? De cât timp ai fost bolnav? Cel puțin 4 ani. At least 4 years. Do you want to see her in action? Vreți să o vedeți în acțiune? Give us a demonstration. Demonstrează că ești bine. Ei! Hallelujah! Again, again. Încă o dată. Ei! Hallelujah! Hallelujah! You must be happy. Trebuie că ești fericită. Da, foarte. Yes, yes, very God. Happy. Is that wonderful? Nu-i minunat lucrul acesta? Close your eyes. I'm going to bless you. The power of God închide-ți is going to touch. Vreau să mă rog pentru tine. Închide ochii. In the mighty name of Jesus Christ. În numele Domnului Isus Hristos. I bless you. Receive a double portion. În Jesus' name I bless you. Go in peace. În numele Domnului Isus, du-te în pace. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. What was wrong with your shoulders? Ce probleme ați avut? De o săptămână am avut o durere groaznică de mâna dreaptă, chiar acum când stăteam aici așa, cineva îmi făcea masaj. For a week I had a horrible pain in my hand, and even here tonight someone was trying to massage my shoulder.
După ce v-ați rugat, durerea a dispărut. After you prayed, the pain went away. Well, that's wonderful. Lord, I bless her in the wonderful name of Jesus Christ. În numele minunat al Domnului Iisus Hristos. Glory to God. Praise God. Praise God. I understand your father is a pastor? Yes, he's a pastor. Am fost operat acum 12 ani la inimă și de atunci nu am mai putut sta dreaptă, deci coloana mea nu a mai fost dreaptă. Am fost 12 years ago, I had a heart operation and ever since then I couldn't stand straight. Am purtat și ceva corset, am fost la gimnastică medicală, dar I went to physical therapy and also I had a support. I was helped by a support, a brace. Și aseară în timpul rugăciunii când fratele pastor a spus să punem mâna pe problema noastră, am pus mâna pe spate și Domnul m-a vindecat și stau dreaptă și nu mai am nicio problemă. Last night when Pastor Bonke said to touch the part where we were hurting, I put my hand on my back and last night the Lord healed me. So can you give us a demonstration of something you can now do what you couldn't do before? Ce poți să faci acum ce nu puteai înainte? N-am fost dreaptă, deci stăteam așa. I couldn't stand straight. You always stood like this? Totdeauna era așa. How did you stand normally? Cum era înainte? Normal stăteam cam așa și mă chinuiam să stau dreaptă. I was always fighting to stand straight. And now you can stand straight. Poți să stai drept acum? Da. Amen. Yes. Is that wonderful? Nu-i minunat? Lord, I bless her in Jesus' name. I pray, Lord, that you may fill her with the Holy Spirit. Let her become a handmaid of the Lord. In Jesus' mighty name I pray. In Jesus. Go in peace in Jesus' name. Her father is his assistant, the president's assistant, as a minister. Oh, okay. Okay. Well, isn't that wonderful? Is that wonderful? Hallelujah. Come on, let's sing. Then sings my soul. Atunci îți cânt, okay. Mare stăpânitor, ce mare. Jesus is still healing everywhere. Domnul Iisus vindecă. Jesus is still healing everywhere. Domnul Iisus vindecă peste tot. Mare stăpânitor, if Jesus has healed you, be obedient to the Holy Spirit and come and testify. Dacă Domnul Iisus te-a vindecat, ascultă-L pe Dumnezeu și vino aici în față. What was wrong with you? Ce problemă ați avut? Alterită la picior. Arthritis din aprilie. Și am răni la picioare. Acum rănile nu cred că s-a vindecat, dar pot să umblu pe picior. Pot să calc cu piciorul. N-am putut să and I couldn't step on my leg. N-am putut să calc când am venit aici pe picior. When I came, I couldn't walk on my feet. Și acum de când cu rugăciunile am putut să plec pe picior. Ever since your prayer, I could start walking. Da. Hallelujah! Hallelujah! Are these your crutches? Astea sunt cârjele dumitale? Da. Yes. And now you walk without them? Și acum umbli fără cârje, fără. Da, fără cârje. Yes. Give us a. Arată-ne cum umbli. Walk. Umblă în numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus Hristos. Amen. I was a witness. Acum câteva minute m-a rugat să ajut să intre înăuntru. Nu a putut să pășească peste atâta așa o scară. Nu a putut pica, dar oamenii îl împingeau și era să pice pe jos și l-am ajutat. Acum 5 minute, omul acesta nu putea să stea în picioare 2 secunde, singur, ne-a ajutat. Acum, slavă lui Dumnezeu, umblă! 5 minutes ago, he could not stand for 2 minutes. Now he's walking. Say amen! Ziceți amin! Is Jesus wonderful? Nu-i Domnul Iisus minunat! Lord, I bless this man. Hallelujah! You have shown mercy to him. Doamne, Tu i-ai arătat îndurare bărbatului acestui. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Îndurarea Domnului să fie peste tine toată viața ta. And the sickness shall never come back in the name of Jesus. Și boala să nu se mai întoarcă niciodată în numele Domnului Iisus. In the name of Jesus.
I bless you too, in the mighty name of Jesus. You shall become a preacher of the gospel, in Jesus' name. O să devii un predicator al Evangheliei în numele Domnului Iisus. Aleluia! What was wrong with you? Ce problemă ați avut? Am o problemă de atrofiație de mușchi. My muscles are becoming smaller and smaller. Am spus, dacă Dumnezeu 10 minute m-ar ține să știu și eu cum nu sunt durere, și acum nu mai simt nicio durere. Simt că mușchii mei nu se mai rup. I've asked God to let me stand for 10 minutes so I see how you when you heal. But a lot more than 10 minutes passed by and I feel my muscles are right in place now. Can you walk now? Can you walk? Poți să umbli acum? Come on, walk. Walk. Umblă, umblă în numele Domnului Iisus Hristos. Umblă, umblă în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Thank you, thank you, thank you. Aleluia. Aleluia. She's crying. She is crying. Yes. Ea plânge. It's a wonderful miracle. E o minune minunată, extraordinară. Is Jesus wonderful? Tell me. Nu, people of Timișoara, is Jesus wonderful? În momentele acestea. Lord, I bless this dear lady. Doamne, mă rog pentru această femeie. I thank you. Și îți mulțumesc. That she shall run and not be weary. Că ea va fugi și nu va obosi. She shall walk and not faint. Va umbla și nu va obosi. In the name of Jesus, I bless you. În numele Domnului Iisus te binecuvintez. Go in peace. În numele Domnului Iisus. Your faith has made you whole. Du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Just stand here, stand next to him, please. Yeah. What, are you the pastor? Yes, yes. Is he your church member? Yes. And what was wrong with him? He couldn't stand straight. What happened to you? Describe what was wrong with you. Ce problemă ai avut? Deci eu am avut scolioză, 13-4. Și fost scolioză. Scoliosis, keeping him. Și nu puteam să stau drept mai mult de un minut. More than one minute, I couldn't stand straight. Mie și a zis, crede că te voi vindeca și nu te îndoi. But the Lord told me, believe that I'll heal you and don't waver your faith. What happened? Ce did your back straighten or what? Ți s-a îndreptat spatele? Da. Yes. Is that the truth? Yes. Adevărul? We are coming all along from Bucharest, 600 kilometers away. We are 100 there that can witness, that o, can o where are the 100 witnesses? 100 de persoane au venit cu dânsii. If you know this București, man, wave your hands. Sunt 100 de persoane care l-au cunoscut înainte și dumnealui este pastorul acestei persoane. 100 au venit de la 600 de kilometri de la București la sărbătoare aici. Hallelujah! Hallelujah! The Lord didn't heal him because he traveled 2,600 kilometers. The Lord healed him because he had faith. Domnul nu l-a vindecat că a venit 600 de kilometri. L-a vindecat pentru că avea credință în Dumnezeu. And look, he is standing as straight as I stand. Vedeți că stă așa de drept cum stau eu? Is Jesus wonderful? Nu, Domnul este minunat. I bless you in the name of Jesus Christ. I bless you. Te binecuvintez în numele Domnului. The Lord has seen your faith. Domnul ți-a văzut credința. And answered your prayer. Și ți-a răspuns rugăciunii. I bless you. Te binecuvintez. Your family. Familia ta. I bless you, pastor. Frate pastor, te binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos. And all those who came from Bucharesti. Și toți cei ce ați venit din București. I bless you all in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus Hristos. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Now listen, we only have one more day and that is tomorrow. Ne-am rămas doar o singură zi și ziua aceea este mâine. Tomorrow I have a powerful message and we are going to see God's power in action. Domnul mi-a dat un mesaj puternic pentru ziua de mâine și vom vedea din nou harul lui Dumnezeu în acțiune. If you are not yet healed, dacă încă n-ai fost vindecat, don't cry. Nu te plânge. Jesus will heal you. Domnul Iisus te va vindeca. Some of you will be healed as you go home.
Unii dintre voi o să fiți vindecați în timp ce mergeți acasă. Some of you will be healed in the night and you know it when you wake up in the morning. În noaptea aceasta unii dintre voi veți fi vindecați și n-o să știți decât la dimineață. Everybody close your eyes and lift your hands. We are going to say thank you to Jesus for all that he has done. Să închidem ochii, să ridicăm mâinile și să-i spunem Domnului Iisus, îți mulțumesc. Close your eyes. Închideți ochii. Lift your hands. Ridicați-vă mâinile în sus. And let us pray. Și cu toții să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta în semn de mulțumire și Te binecuvântăm că ești Dumnezeu nostru. Îți mulțumim că zilele acestea ai fost cu noi și în mod deosebit în după masa aceasta ai fost prezent cu noi pe stadion. Slavă Ție! Aleluia! Îți mulțumim, Doamne, pentru slujitorul Tău, pentru fratele Bonche. Aleluia! Îți mulțumim pentru Duhul Tău care curge prin el. Și îți mulțumim pentru toate lucrările care Tu le faci. Aleluia! Îți mulțumesc, Doamne, pentru acei ce au ridicat mâna, că Te-au primit ca Domn și Mântuitor. Aleluia! Slăvesc numele Tău, că Duhul Sfânt este la lucru. Aleluia! Binecuvântat să fii, că din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu, mărit să fie numele Aleluia! Tău. Îți mulțumim că în seara aceasta atâți au ridicat mâna că Tu i-ai vindecat. Aleluia! O, slăvit să fii Tu, că-ți întărești Evanghelia cu semne și minuni. Aleluia! Te rog, Doamne, Dumnezeule, continuă să mântuiești. Aleluia! Te rog, Doamne, continuă să vindeci. Aleluia! Trezește, Doamne, Timișoara. Te rugăm! Trezește, Doamne, România. În numele Domnului Iisus. Binecuvintează, Doamne, lumea întreagă. Aleluia! Și Duhul Tău în aceste zile din urmă. Aleluia! Mai mult ca oricând să fie la lucru. Aleluia! Binecuvântă pe toți cei și-au adus aportul și în seara aceasta prin cântare. Aleluia! Prin lucrare, prin organizare. Aleluia! În mod deosebit îți mulțumesc pentru evanghelistul Bonche. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce face el. Aleluia! Numele Tău cel mare să fie glorificat. Rămâi cu noi și peste noaptea ce urmează. Te rugăm. Rămâi cu noi și în ziua de mâine. Aleluia! Continuă-ți lucrarea, Doamne. Aleluia! Desăvârșește-o, Doamne. Și a Ta să fie toată gloria, toată cinstea și toată slava. Amin. Amin.